pe drumul dintre centru Alexandra și primărie am făcut-o către domnul ambasador. În primul rând, mă repet încă o dată, dar e bine să o fac, vă urez bun venit în municipiul Onești. Suntem onorați și încântați deopotrivă să vă avem oaspete. Are very happy to be our guest. Municipiul Onești este un oraș tânăr construit începând cu anii 1954. Un oraș ce s-a născut pe o platformă industrială creată de guvernul de la acea vreme, dezvoltată pe petrochimie. Our town is a little town built here around the petrochemical area. It's built in 1950. It's a young town and for petrochemical industry. Este un municipiu cu un număr de aproximativ 51.000 de locuitori, cu activități economice legate, bineînțeles, de petrochimie, cu industria constructoare de mașini legate de petrochimie. S-au dezvoltat noi afaceri legate de sisteme de siguranță pentru industria auto și aici vorbim de Autoliv, o firmă ce și-a început activitatea în Onești anul trecut, un parc fotovoltaic dezvoltat de un investitor chinez. Și suntem un oraș deschis tuturor oportunităților și invităm investitori să aibă încredere în noi și am demonstrat că împreună putem avea un parteneriat stabil și corect. Ok. Here it was a petrochemical industry in the 19 years, 80 years now. We have a new industry for cars, like wheels for cars, and also we have industry for biscuits, for you forgot about croco, which makes biscuits, okay? Yes. And we also have an industry which is lead to petrochemical industry. We still have chemical complex, and our town is open to all the investors who want to come here and to help us with places for work. Ne aflăm în sala Consiliului Local. Această clădire este construită în începutul anilor 2000, clădirea primăriei municipiului Onești, moment în care industria era într-un moment, spun eu, totuși de glorie. În acea perioadă, în începutul anilor 2000, s-au construit atât primăria, cât și sediul bibliotecii și al muzeului. Aceasta este sala Consiliului Local și o să vă invit cu permisiunea dumneavoastră, după ce ne familiarizăm, să spun eu, cu toate informațiile despre municipiul Onești și în biroul primarului municipiului Onești, pe care momentan sau vremelnic îl ocup eu. Yes, this is our new building of our town hall. It's built in the beginning of the 2000 years. This is the place where are the meetings of the local council. And our mayor wants to invite you to his office to see where he works. Înainte să ne deplasăm către birou, vă spun că numele locuitorilor municipiului Onești doresc să ofere ședinței sale domnului ambasador al Regatului Unit al Marii Britanii la București, un simbol care ne reprezintă și ne face cinste și totodată să profită de prezența în sala de Consiliul Local a lui unui om cu suflet mare, mă refer aici la doamna director sau președinte de la Nigra, o asociație care a făcut foarte mult bine în municipiul Onești și sperăm și în continuare
își vor urma aceleași proiecte cu la fel de foarte multă, să spun eu, consecvență. Așadar, mă scuzați, nu mai puțin. Dacă domnul ambasador a vorbit astăzi despre Ștefan cel Mare și despre Nadia Comăneci, acest simbol o reprezintă pe Nadia Comăneci, cu performanța obținută la campionatul la Montreal. Totodată reprezintă o țărancă, fusta, dacă observați, a unei țărănci în strai populare românești, cu toate medaliile obținute la campionatele mondiale și olimpiade de către Nadia Comăneci. Și vreau să vă spun că noi suntem foarte mândri, pentru că Nadia Comăneci s-a născut aici, s-a antrenat aici și ori de câte ori are ocazia, pomenește de municipiul Onești. Este cel mai mare ambasador pe care îl are România. Nu mai mare decât dumneavoastră, dar este un ambasador. Vă mulțumim pentru vizită. Și să vă mai aduc aminte de când mergeți în Marea Britanie de România, este un ștergar făcut manual. Deci folosiți cum credeți dumneavoastră că este bine. Vă mulțumim frumos și vă urăm încă o dată bun venit în municipiul Onești. Poftiți. Ați dorit să spun? Da, și vreau să răspund, pentru că cred că a fost o premiere foarte cald și reprezintă faptul că este o legătură foarte bună, foarte strâns între Marea Britanie și Onești și sunt foarte fericit să ai posibilitatea de a vedea lucrarea Libra Foundation aici. Și cred că este special pentru că este un fel de parteneriat adevărat cu Tina din Marea Britanie, vor comenta din Marea Britanie pentru care vin pentru a ajuta copii Tina cu nevoie de ajutor în România, dar aceasta, într-un sens, este baza proiectului și cum am văzut astăzi cu grădina multisensorială la Casa Sorin, această punct de partență, punct de plecare, a dezvoltat foarte mult. Sunt foarte fericit să văd aici Roz cu colegul român care au lucrat la Bacau acum 3 săptămâni în ceea ce privește dezvoltarea terapia ocupațională aici la România, împărtășind experiența britanică, cred că este ceva foarte bun. Am aflat că a fost, nu știu care investiție a fost, cineva m-a spus că a fost o investiție britanică aici la Onești în timp de anii 60, foarte de vreme. Și sper că și ceea ce privește planurile de realizare dezvoltarea Oneștiului și diversificarea baza economică pentru că știu că industria petrochimică nu este atât de mare cât a fost. Sper și că o să fie o implicare a britanică de acesta. Chiar ne dorim lucrul acesta. Ne dorim, vă mulțumim mult. Îmi pare rău că în luarea mea de cuvânt am uitat, am omis de fapt să mulțumesc și doamnei director de la Direcția Județeană de Asistență Socială și domnului subprefect. Vreau să vă spun că munca pe care angajații dumneavoastră o fac în Onești este una care vă onorează și pe dumneavoastră și pe mine în calitate de primar. Să vă spun că am fost invitat și am participat la foarte multe activități generate de acești oameni minunați și faceți un lucru excelent. Eu vă urez mult succes și dumneavoastră în activitate și domnului vicepreședinte de Consiliul Județean. El a început de drum, dar
urmează într-un drum cu foarte multe curte, cu șezmete. Dar important este să ne vedem, să ne punem ținte înalte și să ne vedem de proiectele noastre pentru comunitate. Asta cred că este cel mai important aspect. Și să lăsăm ceva bun în urma noastră, pentru că asta e menirea noastră pe pământ. Dar eu vă mulțumesc încă o dată foarte mult și pentru cuvintele frumoase și pentru intențiile de viitor. Și mă repet, dar vă spun că UNICEF Ionești este foarte deschis la a fi partener în noi investiții. Și prin intermediul dumneavoastră sper ca în viitor sau în viitorul foarte apropiat să regăsim o investiție fie a unei persoane private, fie fizice din Marea Britanie în Ionești. Mulțumesc foarte mult. Noi vă mulțumim foarte mult.